Vă salut, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu YouTube. Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care s-au abonat, se abonează, mă urmăresc și care sunt alături de mine și îmi susțin canalul. Astăzi este o zi mai inorată, sper să apară soarele mai târziu. Zilele trecute am avut producții de 30 de kW, 29 de kW per zi, cu invertor de 3 kW. Da? Deci astăzi este cam așa. Noi n-avem soare până la ora asta, este 8 ceasul. Vedeți, panourile încă s-au murdărit, tot murdare. Aici e nasol că trebuie să le speli cam la două zile la sat. Mai ales că aici în spate este drum, se circulă și pe aici și pe partea aceea, se face praf. Deci avem nor, nu este soare. Vreau să vă arăt producția, în special pentru aceia care se uită strâmb, în sensul că, vezi, Doamne, nu arăt producția pe timp înorat. Uite, avem un kilowatt și un pic, da? Pe 23 de panouri. Da, se vede? Deci un kilowatt și un pic pe 23 de panouri. Hai să zicem că am pierdut jumătate de kilowatt datorită mizeriei după ele. Dar uite că fac și videoclipuri și am mai făcut videoclipuri în care arăt că am producție mică pe panouri. Da? Deci sunt și zile în care ai producție mică, foarte mică sau chiar deloc. Uite, nu fac numai videoclipuri atunci când am producția mare, ca să eu știu să scot în evidență puterea și fiabilitatea panourilor fotovoltaice. Mai arătăm și părțile negative. Deci sunt și părți pozitive și părți negative, ca peste tot. Nu poate să fie totul frumos. Trebuie să fie și lucruri urâte. Cam asta vreau să vă arăt pentru astăzi. Ne mai vedem în alte videoclipuri, să vedem ce subiecte dezbatem. Am reușit să fac și gazonul, dacă n-ați observat. M-a luat un pic așa. De dimineață, să încep ziua frumos. Mai e de lucru cu un pic, mai am de lucru la el, dar e ok. Deci cam atâta cu panourile fotovoltaice. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să mi le adresați, pentru că eu voi încerca să le acopăr în alte videoclipuri pe cât posibil pot. Și dacă reușesc și știu să vă răspund la subiect, o voi face. Vă salut și vă doresc o zi bună!